Într-un material difuzat ieri am văzut tot felul de opinii lansate în rândul băieților. Opinii ce lăsau la iveală niște informații neștiute până acum. A existat o înțelegere pe care voi băieții ați făcut-o? Nu. Exclus. N-am făcut niciun fel de înțelegere. Am discutat ipotetic dacă vor apărea situații conflictuale în casă, să încercăm să le evităm și să rămânem oarecum uniți. Nu știu că n-am luat parte la discuție de acolo. Cine a făcut parte din acest pact? Am fost eu, Sebaidin, Viorel și Pau. Eu n-am mai întâlnit așa ceva. Și în mod normal, băieți, vă spun cu mâna pe inimă și cu regulamentul în față, ar fi trebuit să fiți descalificați. Simplu. Din respect pentru telespectatori, evident că nu o să facem lucrul acesta. Dar hai să dăm cărțile pe față, măcar acum, în al 12-lea ceas. Tot. Da. Din respect pentru telespectatori. Te rog, Paul, hai. Deci, n-am făcut niciun pact. Eu nu știu despre ce pact se vorbește. Nu, nu e pact. Pur și simplu am vorbit noi, ca trebuie. Eu ieri mi-am dat seama unde sunt, dar prea târziu. E mult șerpi? N-am cărțile făcute deloc, sunt în aer. E, nu. Bă, dacă noi am avut un avantaj, nu înseamnă că ai aflat tot. Acum încep să înțeleg ce vrea să zic. Swimming. Băieții au încălcat regulamentul și anume au vorbit sub coduri, deși chiar ieri le-am atras atenția. Prin urmare, dragii mei, de astăzi nu mai intră niciun colet în casa Mireasa. Băieții în discuție făceau referire la faptul că noi am înotat în piscina de la cazarea dinainte să plecăm în Turcia. Swimming group, hai băieții! Am ajuns la hotel. Așa. Și am întrebat unde putem fuma. Eu atunci l-am cunoscut pe Sebaidin, l-am văzut la țigare și am zis: ce faci aici? Ești concurent? Că eu te știu de acasă și el mi-a zis că mă știe și din vorbă în vorbă a mai venit și Viorel la o țigare. Și apoi a venit și Cosmin, că na, ce să facă și el în cameră. Toată lumea care depune actele depune pentru șansa la premiu. Nu e adevărat. A început să intervină discuția despre bani. Deci de câteva zile se vorbește obsesiv de bani. Cosmin e prea băiat bun, mă. Eu cred că el s-a îndrăgostit și aia. Miruna știe ce care joacă. Tu crezi așa eu? Și ai îndrăgostit. Cred că și Miruna își dorește. Fără să vreau, am văzut că Miruna avea grup de susținători cu o lună și ceva înainte să înceapă concursul. Miruna? Nu aveam un grup de susținători, era o pagină, o comunitate care a aflat că eu voi participa, eu și încă patru fete de aici. Care și sunt cele patru fete? Adina, Gabriela, Inga și și Roxana. Și și-au afirmat susținerea pentru mine, au trimis mesaje. Dar de unde au aflat? Stai un pic. O persoană de la casting ne-a dat follow nouă și de acolo cumva au făcut legături cine va participa. Am spus în spate persoanei de la casting că m-am trezit cu un mesaj ca să se știe că sunt corectă și am și acum mesajul în telefon. Și colega mea de la casting ce ți-a spus? Mi-a zis doar să nu dau curs mesajului. Și ce ai făcut? Păi nu am dat, asta spun. Ce e adevărat și ce e fals din tot ce am văzut până aici? Enigmă. Dar să mergem mai departe. Toți ne dorim banii, frate. Eu nu pot să zic niciodată că nu-mi plac banii sau că îmi doresc să... Păi și el de ce face circul ăsta? Nu... Dacă ca te să iubești, ok, dovedește. Cine te vorbește cu stafă, poți să pleci. Ai o hernie de dis ceva. Nu la cât ai stat pe burtă? Până acum auzeam pe Deni că îi spunea: Viorel, nu mă lasă să mă bag în subiecte. Și dintr-o dată probabil și ieri zicea: m-am săturat de discuții de bani și de topuri. Ori fi primit. Sunteți și voi prea tăcuți și nu se spune nimic despre cuplul vostru. Implicați-vă și voi în discuții. Uite, și asta nu este falsitate, să taci și să... Și ce informații poți să culegi de aici? Nu m-am spălat pe dinți pe o petrecere sau... Atacă omul când... sau apără-te când... Ar putea el că aveam eu nu știu ce pagină dinainte. Senzațional, nu era un secret pentru nimeni. El ce credea că aruncă el acum bomba, că nu știe dacă nimeni eu am fost casă? Singura care n-am fost pe pagină, de ce nu sunt frustrată? Că eu de ieri m-am prins aici de toate chestiile astea și acum că dacă zic eu ceva, că te caută nu iubita, știu, te nu caută... Adică. Dar nu pot să zic orice de Cosmin, ce crede că mă despart? Dar n-ai ce să zic. Nu mă, eu cred că vor popularitate. Da, da. Gen, intri în discuții, cineva se atacă. Păi toată lumea este real life, că unii pe nervii voștri cresc pe cârca voastră și vor să urce. Și până la urmă, dacă chiar mi-ar putea să fie unul dintre ei mafaz, dar să zică și mie ce să fac, dacă să mă mări sau nu, dacă rezist în căsnicie, dacă... Ar fi super. Vedeți, vedeți, când vi s-a mai spus că poate vi s-a spus și vouă de oamenii inteligenți de aici. Nu aveți contact, pentru că orice vorbiți nu sunt camere și microfoane și aici o să vă omorâți pe capete la prima ocazie. De-aia eu în Turcia n-am vorbit nimic cu nimeni. Și prost ești dacă vorbești cu cineva și cu ăla din cameră și în secunda doi o să te ardă și spune aici. N-ai cum să ai încredere în nimeni. Cosmin a zis că a fost un pact și... N-a fost niciun pact, nu știu ce pact știe el. Nicio ce pact? Să mă am iubit între Sebaidin, tu și
tu. Păi, dar el s-a certat cu Joe Biden, s-a certat cu Putin, s-a certat cu toată lumea. N-a fost vorba de strategie. Păi, dar nu a căzut pactul, mă, când a fost. Păi, am zis că nu vă descurcăm niciodată, deci n-a avut niciun pact. Ce discuție, Roxana? Ce discuție ați avut voi nevoie? Adică, gen, noi n-am vorbit absolut deloc. Și noi am fost, bă, chiar n-am... Am păi, dar nici noi n-am vorbit nici, pentru că n-am cum să fac pact cu un om pe care nu-l cunosc. Păi, când ce încredere să l-am în el să zic, băi, Paule, uite, mergem noi până departe. N-a făcut, m-am acertat cu Sebai din Scozmin. Ce pact? Eu sunt șocată cum ați vorbit voi, că eu am stat închisă în cameră și nu mai dacă ne-ai lăsat să ieși la țigară, sunt nervoasă. Vezi de ce e bine să fumezi? Oricum, trebuie să țineți cont de o chestie, adică gen, nu știu, Paul, ce și cum, dar eu n-am venit aici pentru premiu, să ne înțelegem. Adică dacă e... Dar noi nici n-am dus discuția. Dacă e faza de premiu, nu mă mărit, că am spus destul de clar. N-a fost discuția de premiu. Toată lumea care depune actele, depune pentru șansa la premiu. Sigur, văd că Miruna s-ar căsători pentru premiu, dar Cosmin nu. El o iubește foarte mult și... Și ea nu? Poate l-o iubi, dar totuși, cred că și-ar dori mai mult bani. N-am vorbit de niciun premiu, ce ai? Nu vreau să vorbesc de premiu cu un om care nu-l cunosc și-l vă la o țigară și mă gândesc ce o să fie peste 5 luni. Eu am declarat de la început că în momentul în care băgăsc pe cineva, mie nu mai întrebe nimic. Ok, sper să fie așa, pentru că eu nu vreau să stau cu un om pentru un premiu. Foarte, și bă, dacă-l donezi, mai te repezi mult? Nu e vorba de donat. Pe ce premiu? Pentru că nu mi se pare nici ok că-l donezi. Bă, mie mi se pare de foarte ce? Ok. De ce ți se pare ok? Eu am venit aici să-mi găsesc jumătate așa. Și tot. Dacă nu-l donezi? Păi o să semnez dinainte. Când, dacă știu că mă însor okay. Pe tine, semnez dinainte. Ok, cu așa premiu, să faci. Să zic când să duci. Deci chiar vreau să faci asta. Dacă tu ai zis că-ți donezi, îl donezi până la capăt. Eu vreau ceva sincer să fie. Nu vreau să mint și să ies afară să-ți arate sincer. Toată lumea cu degetul la minte că ai mințit și că nu știu ce. Și să vorbesc și ei, să vorbească acum după... Ce au trecut 3-2 luni de competiții și ceva. Păi așa se face, doamnă, eu m-am uitat și în alte sezoane. Stai liniștit, analizezi terenul, pac, 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 și când mai puțin până la finală și vezi tu că ești cam prin coadă, dai pe ei. Da, bravo. Și am și zis că s-a uitat. Era, e logic ce se întâmplă. Așa și susținătorii, la fel de afară. E liniște, nu, adică te lasă în pace, și când mai e un pic până se termină și ține cu cineva care sunt top, dar stai așa că nu știu dacă câștigă, dacă, atunci încep cu mesaje de alea. Ăla are copii la casă, ăla are așa, ăla are... Deci aruncă cu orice, s-au trezit ei și au visat azi noapte că ai tu copii la casă, hai să zic care copii la casă, să bag ce ardă. Am visat că aia a făcut nu știu ce, hai să zic. Mi se pare mie că sună așa, wow, hai să o arunc. Cu darea conversații făcute, editate, că a zis ăla mesajul, că am găsit mesajul, că i-am spart telefonul, că am... Cum el s-a uitat și știe mersul trenurilor, știu și eu mersul trenurilor, că m-am uitat și la alte sezoane, dar văd că el știe mai bine, cred că a fost și acolo fan implicat, susținător direct. Și treaba mea ce aveam, doamne așa să câștig cărțile pe care le-am făcut, dacă șmecheră și deșteaptă, merge. E de ce n-a făcut așa? Trebuie să anunțe și el. Toma Pamundu că vine aici, poate se lega ceva. Cum să mă despar, mă, păi, părmă, nu mai iau banii. N-au zis ei că mă căsătoresc ca să iau banii. Vezi ce-ți fraieră, să mă supăr aici. Acum mă pune să fac listă cu oamenii falși. Se uită oamenii ăștia ca la un show la TV, acum. Nu, ei mă înțeleg. Voi nu sunteți falși. Nu erați în lista aceea. Eu nu sunt. Am greșit scuze, procentajul era exagerat, nu 80. Dar o să zic care sunt. Nu, mai bine zici cine nu e. Corect. Nu sunt falși oamenii care tot sezonul au verbalizat tot ce au simțit. Dacă tu două luni și ceva taci din gură și se vede că ți-s ochii din cap ca la mel să spui niște lucruri, înseamnă că până acum ai fost fals, că te-ai abținut, nu? Da, ca de obicei fetele mai supărate ca băieții, nu-i așa? Păi, eu spun că doamna Adriana ar fi supărată cam degeaba, că... Am deschis noi subiectul acum. În primul rând, Cosmin a deschis subiectul și a spus că am avut un avantaj. Și da, nu e vorba de asta, că s-a mai vorbit despre asta. Bine, este vorba și de asta, dar... Dar care ar fi avantajul? Nu știu, dacă am făcut vreun pact. Ce pact aș putea face? Care e avantajul? Nu am făcut un pact, noi pur și simplu ne-am găsit acolo la cazare. Întâmplător, și... da, datul peste altul. Noi nu știam unde venim, habar n-aveam, noi nu am vorbit despre bani. Adică nu știam în ce sens, că nu știam ce se va întâmpla aici, că era normal, nu? Că doar n-a mai fost nimeni.
Și da, m-ați uitat că doar nu am... Am crezut că noi, cel puțin noi, ne vom înțelege mai bine, pur și simplu, atât. La mine este pentru clar. Faptul că ne-am cunoscut puțin noi. Dar stai pic, că vreau să întreb ceva și pe Valentin, că era lipsit de la discuție și acolo, în acea întrunire a băieților unde Viorel spunea că o să anunțe niște tunuri, tu ai zis, eu de-abia... Ieri mi-am dat seama de niște lucruri. De ce lucruri? Da, ieri mi-am dat seama în gala de faptul că... Păi nu, că gala a fost acum vreo 4 zile, în fine. Păi nu, păi sâmbătă a fost discuția asta. Da. Și ieri mi-am dat seama, adică vineri, cum ar fi. Da. Serios, nu, da. Atunci mi-am dat seama când s-au votat cu prâie și am zis, mamă, noi suntem prost puși cu toată lumea, deci automat plecăm acasă, când va fi votul de plecat cu prâie. Că eu nu știam că se votează și cum să plece acasă. Da, normal așa trebuia. Și atunci mi-am dat seama, ia uite mă, normal dacă știai ce ai de făcut, adică mergeai bine cu toată lumea. Și nu te vota nimeni. Asta a fost ideea. Zic, eu te-am acomendat eu seama. Da, pe de altă parte, de ce ți-ai dat atât de târziu seama? Pentru că, dacă stăm să ne gândim logic, Gabriela nu e nicio prietenie cu nimeni. Adică era cumva de așteptat. Nu știam că există vot de asta. Nu știam că există vot de asta să plece cupul acasă sau chestii de astea. Nu știam chestii astea. Dar nu e obligatoriu, asta zic. În unele sezoane s-a făcut. A, nu, că în altele nu. Discuția și am zis, mamă, ia fi atentă, că sărim din schemă de aici. Nu e nicio problemă, important este să plecăm doi dacă e să plecăm. Dar tu știai de această înțelegere a băieților? Hai să nu le mai spunem pact, că îi deranjează foarte tare cuvântul pact. Nu, atunci am aflat și eu, am înțeles. N-am știut. Ai aflat din discuția cu swimming? Nu înțelegeam nimic. Dar nu e vorba de asta, că noi n-am dat mâna că am făcut o înțelegere, adică gata, lasă, așa. Nici n-ați semnat, am înțeles, da, v-ați înțeles. Am crezut că noi o să ne înțelegem mai bine, pentru că pe restul ne cunoștem. Atât. La mine este clar că nu este vorba despre așa ceva, deoarece mă înțeleg cel mai bine cu Valentin și George, care nu i-am cunoscut acolo. Păi da, dar una e înțelegerea de acasă, pe câmpul de război mai pică înțelegerile. Și la case mai mari. Da, și poate să spune că am tăcut sau așa. Mereu am vrut să tac, n-am vrut să mă implic. Dar cum e Viorel cu teoria asta pe care cred că Miruna a spus-o că taci și apoi încep să lovești ca să urci în top? E părerea Mirunei. Ea crede că a fost acea discuție pentru top. E părerea ei. Noi n-am adus în discuție deloc. Poate fi până la urmă că, repet, ne apropiem oarecum de finală. Noi, discuția a plecat din punctul în care pe cine a vedea noi peste 6 luni încă împreună. Adică asta a fost. Să își dea fiecare o părere, cine aș peste 6 luni, cine câștigă sau care ia premiu sau care e în top. De acolo a plecat discuția. Și tu erai cel care dădea verdictele, nu? Nu. Dar cine? Fiecare și-a spus opinia despre chestia asta. Că eu 3 săptămâni n-am fost deloc în top, până am intrat într-o cunoaștere cu Cosmin și Cosmin era deja în top automat, mai mult ca sigur susținătorii lui m-au votat și pe mine. Dacă aveam chestii făcute de acasă, eram din prima săptămână pe locul întâi. Asta așa, ca să liniștesc pe Viorel. Da, nu mă liniștești pe mine, da, nu mă interesează. Ce spui, Deni? Că nu e agitat. Părea agitat sâmbătă. Nu era. Este agitat, dar nu cred că este normal să ai o pagină dinainte cu 3 săptămâni. Dar nu era pagina mea, nu se numea Miruna câștigătoare sezonului 100. Mie mi-a spus clar că nu am voie să spun la nimeni. Doar familia și un prieten a știut. Și repet, nu era o pagină făcută pentru mine. Dacă nu știi... Miruna, da, e adevărat că tu sezonul trecut ai fi vrut să intri în casă pentru Aron? Nu, nici nu-mi place de Aron. Te-am întrebat. Din toate sezoanele mi-a plăcut de Marian și de fizic de Robert, dacă vrei să fiu. Atunci pentru unul dintre ei? Nu, eu aveam o relație sezonul trecut. Da, dar când a intrat Marian n-aveai o relație. Sau aveai? Aveam, da. Dar îmi plăcea fizic de Marian. Din toate sezoanele de ei doi mi-a plăcut. E foarte diferit de Cosmin. Și da. Robert era cel care a venit din Anglia, nu? Sau care? Cel din Brașov. Blondus cu ochii albaștri. Cel din Brașov, fizic, da. Fizic, da. Ski sau ce. Da, gata, știu. De Aron mi-a plăcut ca și comportament. De Aron? Nu fizic. Da, nu aș fi okay. Intrat. Inga a zis că îl plăcea. Nu am zis că a zis așa, bagă... Că bagă poate fichine, că de-a era discuția, nu? Ok.